Opa, i s-a glitchit la băiatul meu. Mamă, ce emote! Ce emote, ce bun! Uuu, ce emote, bro! Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Stumble Guys, un episod în care vă voi prezenta cum puteți să luați și voi skinul gratis de Blog Dash. Da, chiar așa se numește și este limitat, doar cei 1% din jucători, adică acei 1% din jucători vor putea lua acest skin. Și o să vă prezint imediat, dar știți că înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare. Hai să vedem câte like-uri și abonări se vor face în 5 secunde din momentul acesta. 5, 4, 3, 2, 1, vă mulțumesc din suflet și nu uitați că de la ora 17 o să fim live, deci vă aștept cu mare drag pe live dacă vreți să jucați la turneul meu mirobolant și fantastic cu o intrare de doar 50 de gemuri, da, săptămâna trecută a fost cu intrare gratis, acum e cu 50 de gemuri, îmi pare rău, trebuie să mai băgăm și cu gemuri și cu intrare gratis și așa mai departe. Și după cum observați, eventul bine, pe lângă faptul că trebuie să mai joc aici că ți-au skin-ul ăsta, Dark Fire Fist, da, mai sunt 9 zile, până atunci trebuie să luăm pe ăsta de la Retro Rumble, pentru că avem 8436 de cardridge-uri din acestea. Și nouă ne mai trebuie încă vreo 1400, cam așa. Trebuie să jucăm băiatul meu vreo, cred că 10 meciuri cel puțin de win. Dar nu contează, să mă joc eu off-camera și să vin până alt episod. După cum observați, sunt în momentul de față top 3%. Și doar dacă un meci voi juca și îl voi câștiga, voi fi top 1%. Top 1% va lua skin-ul acesta de Blog Dash. Cred că este și pe joc băgat ca să vi-l și arăt, nu? Da, mă, uite-l aici. Block Dasher se numește skin-ul și bă, chiar arată bine, chiar arată foarte bine skin-ul. Cei pe care îl au deja skin-ul acesta înseamnă că sunt hackeri, pentru că altă șansă nu ai, pentru că acest skin poți să îl iei de-abia în 3 zile și 17 ore. Ei bine, eu nu m-am jucat foarte mult aici, cred că am făcut vreo 5, 6, 7 win-uri maxim, am zis înainte de episod să mă joc. Am 1565 de puncte și 1600 scorul este ca să poți intra în top 1%. Deci dacă am dat un meci și am câștigat, am intrat în top 1%. Din ce am observat eu, trebuie cam să te joci, uite acum sunt 1605 după ce am dat refresh. Trebuie să te joci cam la fiecare oră să câștigi un meci, cam așa, în fiecare oră, ca să poți rămâne aici în top. Deci dacă vei face vreo 10 win-uri, presupun zilnic, cred că lejer poți să rămâi în top 1%. Acum rămâne de văzut. Eu o să mă joc acum probabil să facem vreo 2000 de puncte ca să vedem mâine dacă voi mai fi în top 1% sau nu. Dar cred că în mod normal vreo 10 win-uri pe zi dacă vei face, vei putea lejer ca să prinzi top 1%. Hai să nu zicem 10 win-uri, 15 win-uri. Totuși. Dar, da, cam asta este chestia. Probabil că 3 zile și 17 asta ce înseamnă? Că joi se va termina? Cred că are logică, pentru că joi va veni update-ul 0.49 și o să vină și cu codul de creator pe shop, deci pregătiți-vă să băgați codul Mădălin pe shop, pe Stumble Guys și o să fie doar pentru telefon, doar pentru jucătorii de pe telefon. Și da, cred că eventul ăsta va dispărea joi odată cu această mapă și cu acest update care o să vină, 0.49. O să vă arăt deocamdată primele mape care sunt 1, 2 și 3 și după aceea voi veni direct cu finala. De fiecare dată cu finala. Deci am văzut că dacă vei câștiga, îți va da foarte multe puncte. Deci cel mai bine este să faci win. Dar te poți duce foarte bine și în runda cea de-a doua dacă știi sigur că nu vei face win. Vă zic o chestie așa foarte tare. Vă duceți prima rundă, vă duceți și a doua rundă. Și când ați intrat în finală, după ce ați câștigat cea de-a doua rundă, în finală ieșiți sau vă aruncați în laser, cel mai simplu. Dacă știi sigur că, bă, frate, nu vreau să pierd timpul, că nu voi câștiga finala și așa mai departe. Și uite așa vei putea să nu mai pierzi timp foarte mult și să intri de fiecare dată la un nou match și așa mai departe. Bă, ce ne-am, mi s-a dezactivat controllerul, că vreau să mă joc puțin așa de pe controller. Hai să mă mai întâlnesc puțin de pe controller pentru că pot să vezi mai bine mapa și jucătorii și să le dai emote. Avem un ping de 25, e bine. Păi și în prima rundă am observat faptul că jucătorii pică foarte ușor, brother. Adică nu rezistă foarte mult. Și ce vreau să vă mai zic, că știu că ați mai avut probleme de genul acesta data trecută și îmi ziceați foarte mulți: bă, Mădăline, bă, sunt top 1%, nu mi-a dat skin-ul, de ce nu mi-a dat skin-ul și ce mai departe. În primul rând, trebuie să se termine toate aceste zile, toate astea 3 zile și încă 17 ore, adică 4 zile în total practic are eventul. Trebuie să se termine zilele acestea ca să poți primi skin-ul. După ce se termină acest event, din ce am văzut eu, ai la dispoziție cam o oră să iei recompensele, bro. Deci dacă nu vei lua recompensele, tu nu mai ai nicio șansă după aia ca să le mai poți lua. Deci eu aș zice, odată ce sunteți top 1% și știți că ați terminat acolo în 1%, bă, ăla avea skin-ul de Block Dasher. Păi era hacker, frate, că n-are cum să-l ia. Trebuie să mă uit neapărat pe episod dacă să-i dau report la acel hacker. Deci da, dacă cumva reușiți să prindeți 1%, stați cu ochii pe joc.
atunci, în ultimele minute. Cred că o să expire undeva la ora 5 sau ora 6 eventul. Cred că ceva de genul ăsta, că așa a început. Deci stați cu ochii pe joc, intrați, luați recompensele și salut. Deci avem 100 de gemuri, skinul acesta Block Dasher gratis, care va fi, cred că, exclusiv. Da, doar cei care vor fi 1% sau sunt hackeri, cu siguranță. Și skinul de extraterestru, da, și acela de extraterestru este. Hai să vedem cea de-a doua. În cea de-a doua avem laserul, laser dash, deci avem Block Dash normal, laser dash și după aceea Block Dash Endless. Dar mă credeți pe cuvânt că Block Dash Endless-ul e o mare porcărie? Pentru că nu este nimic schimbat, frățiorii mei. Nimic, chiar nimic. N-am putut să-i dau acolo emote. Vom sta calmi. La un moment dat vine peretele modificat, da, asta putem spune că este schimbat, dar e aceeași lucru ca Block Dash-ul. Nu-i ceva esențial să vină pereții. Eu aș fi făcut ca din wave-ul 10, 9, 10 și așa mai departe să vină mai rapid pereții. Păi nu, că trebuie să te duci pe la un wave 100 și ceva ca pereții să vină mai rapid. Deci n-are relevanță, pentru că jucătorii ăștia de aici cel puțin nu rezistă până la level 100, până la stage 100. O să vedeți mai despre ce vorbesc, adică o să fie un fel de Block Dash normal. Doar că mai bine peretele l-am modificat la un moment dat. Uite, peretele la mare. Mai degrabă aș fi băgat Block Dash Legendary decât Block Dash Endless. Sau Block Dash Endless-ul ca să-l facă mai rapid, cu pereții mai rapizi. Dar na, tipic Stumble Guys, n-am ce să mai zic. Oricum o să mai vină un update foarte tare pe lângă asta 049, nu vreau să vă zic mai multe, pentru că nici n-avem voie. Dar ei se laudă că cică, va fi foarte rău de tot, cu mape ultra modificate, mega modificate și așa mai departe. Cu content fără număr. Rămâne de văzut. Mamă, ce super. De asta nu e bine să fii tu agresiv, brodere, pentru că copiii ăștia stau după tine în continuu. Vreau să-l atac pe la care nume roșu. Vreau să dau și eu emote în el. Stai că stau acum să-i dau emote. Hai să revenim cu altă finală. A, da, și vedeți? Am 1640 de puncte și sunt în top 1%. Chiar dacă n-am câștigat meciul, exact cum o spuneam mai devreme. Te duci în finală, vei pica foarte rapid, te vei duce în laser și după ce intri din nou în meci și așa mai departe, bineînțeles că nu vei lua cât vei primi la win, dar totuși, se pun punctele, deci suntem deja top 1%, avem skin-ul asigurat, trebuie să ne menținem aici zilnic. Și am revenit cu o nouă finală, haideți să vedem dacă reușim să o câștigăm. Eu așa îmi doresc, bineînțeles, sigur că da. Ia să-i facem o chestie din asta. Mamă, ce body block i-am dat la acel roboțel. Să vedeți și voi cum nu este schimbat absolut deloc Block Dash Endless-ul ăsta. Ok. Calm, calm, că pot să sar, lejer, liniștit. Totul bine și frumos. Ok, nu mi-a reușit super punch-ul ăla pe cât îmi doream eu foarte mult. Partea cea mai ciudată e cu nume roșu ca să pot face performanță de fiecare dată când voi lua target. Dar dacă văd că eventul ăsta o să mi se pară destul de greu, probabil că o să renunț la numele roșu și o să mi-l schimb, pentru că asta este cel mai ciudat. Bine, am și skin de influencer, am și nume roșu. E tot ce trebuie, brodere. Ia să vedem, 3 din 7. Vedeți, wave 10 și nu este nimic schimbat. La fel ca Block Dash-ul, peretele nemodificat. Boom! Ai mă, ce naiba, n-am reușit să-i dau pumn acolo. Deci pereții nemodificați. Wave-urile nu sunt mai rapide, precum sunt pe Block Dash, dau exemplu. Bă-s la fel, același lucru, bro. Ia uite-l, vine ăla cu piciorul din spate. Ok, bro. O să mă duc aici primul, ca să nu fiu tot tipul ultimul, să-mi încasez emote. Vreau ca să rămână măcar unul sau doi jucători, știți? Am dat astuia emote, dar n-am putut să-l întorc. Pare că are și celălalt emote-ul de picior. Ia să vedem, tăticule. Sărim. Doar ăsta e peretele care, ci că ar trebui să spună dificultate. Dar nu spune nicio dificultate, bro. Ah, n-am reușit să-i dau acolo emote, nicio problemă. A rezistat și celălalt, mă. I-am dat emote, nu ar trebui să mai reziste, sincer. Ba, n-a rezistat, e perfect. În regulă, aici un geam glitch și te-ai dus. 1v1, broiți? Boys, bro. Am vrut să zic bro, boys și a ieșit broiți. Ok. No, că ăsta sigur are emote. Are emote de picior din ce am văzut eu. Cred că și pumn mai mult ca sigur. Bine acolo săritura.
Am spart peretele, a vrut să sară peste omul meu. No, îi spart peretele că... No, uite-te și tu. Bă, dar nu înțeleg, de ce nu mai intră emote-urile precum intra odinioară, sincer? Easy, săritură. Sărim aici, frumos. Opa, i s-a glitchit la băiatul meu. Mamă, ce emote! Ce emote, ce bun! Bro, cu siguranță s-a întâmplat ceva acolo. S-a glitchuit, s-a băguit, nu știu. Adică, în mod normal, eu n-am dat super pan sau ceva de genul. Doar am stat pe loc și am dat emote. Și s-a dus, nu știu, cred că e unul dintre cele mai mari. Cel mai mare. 200 pentru win. Deci 200 și avem 1850, vedeți? Ce vă ziceam mai devreme? Adică dacă vei da 5 winuri cu 200, 5 ori 2, 1000, da? Dai 10 winuri pe zi, 2000. Păi brother, uite-te și ăștia de-abia 1615. Bine, nu s-a terminat ziua deja, și deja 1615, dar înțelegeți voi. Avem 1850 de puncte doar noi, bro. Deci dacă vom mai da încă vreo 2-3 winuri pe acest episod, avem lejer, cred că vreo 2500 de puncte și putem să stăm pe spate. Cred că pentru prima zi, dar trebuie să vină a doua zi, a treia zi, a patra zi, să joci așa în continuu. Și am revenit cu o nouă finală, o finală în care sunt doar 6 jucători. Și trebuie să pice, de fapt sunt 7, nu? Și trebuie să pice 6 sau ceva de genul ăsta. Da, 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 am dreptate, sunt 7. Ok, hai să ne concentrăm, băieții mei. Mamă, vezi că m-am dus prea tare acolo, am vrut să dau și un super punch, dar super punch ne-am făcut. Voi observați faptul că toți sunt focusați pe mine ca să dea emote. Uite, hai să stăm așa, lejer, chill, da? Pe centru. Să vedeți cum, de ce ăla God King, dar nu m-a nimerit. Pentru că nu pot ca să stau numai pe loc. Ia să mai vedem. L-avem pe Prime ăsta. Care nimeni nimic și el vine și mai ambraze. Da, din nicăieri, adică din toți câți erau acolo, el vine și doar pe mine mai ambraze. N-ai bă ce să faci, deci efectiv numele roșii e cea mai mare porcărie. E și fain, totodată, oricum content, adică creatorii OG vor rămâne cu nume roșu din ce am înțeles și restul poate să-și pună numele albastru, adică și eu voi putea să-mi pun numele albastru. Dar, da, e ciudat frățiorul meu, e ciudat cu nume roșu, că îți vei lua target și ai așa un, nu neapărat grad de superioritate, pentru că nu e ok să zici grad de superioritate, n-are rost. Doar că în meci ești așa, în centrul atenției, da, cred că ăsta e cel mai bine spus cuvânt. Centrul atenției, am rămas eu 1v1 cu Prime. Mamă, dacă mai ieșea încă o dată pumnul cum s-a întâmplat mai devreme, iau, uite, ăla dă emote de inimă, bro. Ok. Vom sta calmi, lejer, liniștiți, că avem nevoie să câștigăm și noi meciul ăsta. Nu știu cum aș putea să îl facem pe băiat. Oh, respect, bro. Oh, ce ai făcut? Ce ai făcut, șefule? Ia. Ei, na. Aluneca bine acolo, bro. Încă nu mă pot obișnui foarte tare pe pumn. Gen pe pumn pe controller, știi ce zic? Am jucat de pe controller după foarte mult timp în care m-am jucat numai de pe tastatură. Dat acolo un emote, dar nu exact cum îmi doream eu. Probabil că ăsta vrea foarte mult ca să mă ia în inimă. Nu văd ca să facă vreo tactică anume. Și nici să fie agresiv. Wave 25 și totul este la fel ca pe Block Dash. De ce se numește Block Dash Endless? Când se întâmplă același lucru? De ce, bro? De ce? Ia vezi. A încercat ca să treacă prin perete. A, nu i-a mai reușit. Respect, brodere. Deci ăla n-avea piciorul, avea doar emote de pumn să cade la faza. Că cel mai bine și de asta nu merită să te riști acolo la colț este să dai piciorul. Ia să vedem cât avem punctaj. Cred că 2100 și vom mai da două meciuri pe acest episod. Două meciuri de finală direct. Da, mă uit încă 200 pentru win. Avem 2135 de puncte. Iar top 1% are 1630. Deci mai devreme când am început episodul era 1605 pentru top 1% și am mai crescut cu 25 de puncte. Cât de puțin cresc punctele, bro? Păi cred că cu vreo 3000 de puncte într-o zi stai așa pe spate dacă vei face. Lejer vei lua skin-ul. Și am revenit cu o nouă finală. Destul de rapid, sincer. Foarte rapid. Totul se întâmplă în timp real.
Hai să vedem dacă o și câștigăm. Nici am văzut eu pe aici jucătorii ăștia nu sunt atât de agresivi, adică n-au mai venit toți după mine ca să-mi dea numai și numai mie emote. Stumble guys? Ce s-a întâmplat? Stumble guys? Doamne, ferească, mă sfântul, de mult mi s-a mai întâmplat chestia asta, adică niciodată chiar nu mi s-a întâmplat. Cred că la toți a fost problema asta, presupun, dar văd că n-a picat niciunul, deci nu știu, mie să nu fi fost doar mie. Bine, măcar că m-a ținut pe hartă. Hai să ne concentrăm. Văd că și pingul a crescut dintr-o dată, gen era vreo 20 ceva sau tot același era. Ce-mi place! Ce-mi place când dau emote la skin-uri mari! Cum ar fi acea specială, mirobolantă și fantastică. Nu vă luați. Că vă veți lua target foarte mare de la jucători. Target și emote-uri. Ok, pumnul ăla mi-a scăpat. Hai că ușor, ușor, jucându-mă cam vreo oră, m-am obișnuit de pe controller din nou. Ia uite găina aia, bă, ce sare pe capul meu. Ok, este jos găina. Nu cred că mai are vreo șansă ca să revină. Ei, na. Am vrut și să dau acolo un emote. Nu s-a putut. Din păcate. Ia să vedem tăticul. Voi face așa, da, e păcat ca să nu profite de acel perete. Ia să vedem, mai este Rive doar atâta? 1 versus 1 cu ăsta? Dacă dă emote? Oare nu-l vom face? Ia vezi mă că ăsta pică deja. Uite bă că nu vrea să pice, bro. Să nu-i fi făcut vreo greșeală acolo. Let's go! Ia vezi. Nu te cred, bă. Mă curcănel cât noroc ai. În regulă. S-ar putea să n-ai bimo. Ce, bă? Bă, ce cu tine, bă, omule? Doamne, ori a avut lag, ori a lăsat meciul pentru mine. Din două una, altfel nu pot să-mi dau seama. Bro, am dat 2 minute drumul la această finală. Avem win după win pe bloc, deci cu Mădălin. Și punctajul nostru este de 2335. Bă, hai, dacă se poate mai dăm încă 2 win-uri, așa că a fost prea rapid. Și am revenit din nou cu o nouă finală mirobolantă. Am zis că voi mai da 2 finale, adică încă una în afară de aceasta, pe acest episod, ca să vă arăt în timp real cum vei putea face win, cum vei putea face rost de acel skin mirobolant. Ia uite-l pe ăla. Prin perete e băiatul meu cu bicicleta. Hai să ne concentrăm. Deci exact cum vă spuneam, ce mi-e block dash endless, aceeași porcărie. Respect, brodere. Bă, calm. Respect. Dacă dădeam și acolo emote. Bine-s. Deci e același lucru. Block dash normal, block dash endless, meh. Mă așteptam și o să fie ceva mai schimbat. Nu-i înțeleg pe oameni. Chiar nu pot să înțeleg. De aici încă nu mă pot obișnui de pe controlul ca să spar și o peretele la limită. Trebuie să am puțină răbdare ca să-l spar pe la primul. Ok. Tot nu mi-a reușit. Că mă duc mai mult decât e nevoie. Bă, bine a dat ăla acolo emote, pe cuvânt. Noroc că am spamat hit-ul ăsta. Au. Trebuie să mă folosesc eu de taunt mai mult ca să nu mai încasez super punch-uri. Că dacă vei da taunt, nu o să-ți mai încasez punch-uri. Foarte nasoale. Hai să sărim pe lângă. Pe puțin să mă băguiesc acolo. Sărim. N-a dat la niciun pumn, ceea ce este minunat. Am încercat de acolo, dar degeaba. Sărim și aici așa relaxat. Doamne, ce control ai de pe controller. Când efectiv vrei să sar la pereții aceia. Ah, ce-a scăpat ăla. Sunt 1v1 cu ăsta? Cu menu E. Hai că mi-a dat și astea un emote, ar fi fost forță. Sărim aici așa frumos. Cred că mă voi duce primul pentru că n-am emote. Și să nu-mi dea la emote. Văd că este jos. E jos băiatul meu. Doamne, dar nici nu poți să vezi de wave-ul ăsta, nu poți să vezi atât de bine jucătorul să-i poți da emote. Ce porcărie, avem un nou win! Win. Se pare că influencerul ăsta chiar îmi poartă noroc. Mă așteptam că să-mi iau target de la foarte mulți jucători. Într-adevăr, se întâmplă chestia asta când intri în prima și a doua rundă, toți îți dau target pe tine, dar acolo sunt mulți și nu prea vezi ce se întâmplă. Avem
2575 de medalii din acestea, se numește opt. Am mai jucat ceva și am mai crescut de abia cu 10 scorul la top 1%. Hai să dăm și ultimul meci, ultima finală de pe acest episod și rămâne ca mâine să mai jucăm ca să facem vreo 5000 de medalii din acelea, ca să putem lua skin-ul, să fim siguri că cred că cu 10000 de medalii ai sigur skin-ul luat. Deci 10.000, 2500 zilnic dacă vei face 10.000 în total până în ultima zi. Și ultima finală de pe acest episod, bineînțeles, din nou pe bloc, deci Endless, care de fapt e bloc, deși normal, ia uite-l pe ăsta, bă. Puiul ăsta deja a venit direct cu target pe mine, adică vedeți de la meci la meci ce agitat sunt oamenii? Meciul de mai devreme cât de chill, cât de calm a fost și meciul ăsta care vin și dau toți pe mine. Da, exact. Se întâmplă. Să fie jucători și meciuri și meciuri. Pe ăla îl cheamă player, bro. Ăla nu și-a schimbat numele nici până acum. Din player, KMH și așa mai departe. Ia uite-l, mă. O, bă, disperare, ce ai? Doamne, ce om. Ferească Dumnezeu, stai să stăm calm, că ăștia vin în continuu după mine. Trebuie să-i așteptăm acolo la perete să facă vreo greșeală, pentru că eu n-am cum. Dacă mă voi duce pe unul și voi fi acolo la limită că să-l pic de pe hartă, o să vină și ceilalți și o să dea în mine și nu e o idee foarte bună. Adică ați văzut cum mi s-a întâmplat la început, pe primul meci, pe primul meci de pe episod. Bineînțeles, pentru cei care mai stați până acum pe episod și n-ați ieșit. Uite, vreau cei care a stat până acum pe episod să scrieți în comentarii școală. Pentru că din ce am văzut eu, mulți dintre voi n-au făcut școală și au luat vacanță din cauza grevei, adică... Acum nu știu dacă e pentru toți chestia asta, dar vreau să scrieți acolo cuvântul școală în comentarii. Pentru cei care a stat până acum, să vedem câți au rezistat tentației acestui videoclip să se uite până la final. Și chiar vă mulțumesc, sunteți cei mai tari. Așa, ia să vedem, au picat ăia. Uite, broadere, puiul ăla de găină. Ați văzut? Decât să mă duc eu să fiu agresiv cu el, numai bine l-am lăsat în pace și a picat el singur. Adică nici nu știu ce s-a întâmplat de a picat. Probabil că s-a bătut cu cineva, a fost agresiv sau nu știu. Dar ce mai bine să stai calm, brodere. E, mi s-a glitchit acolo. I-am dat acolo aluia un emote. Dacă tot am fost în spate, parcă uneori e bine să stai în spate. Mă duc aici și dau taunt. Ce bine a sărit ăla acolo. Chiar foarte bine. Am dat și un emote. Se pare că toți de aici au emote. Doi defaulti și un jucător. Un fotbalist. Footballiator. Ok, hai să sărim aici. Nu vine niciun perete din ăla, mă, ca să sar peste. Aolo, viața mea. Siguranță ăla va dă emote, nu chiar. I-am dat eu emote acolo dacă tot am fost din spate. Nu are nicio șansă decât să sară aici la perete. Da, se pare că n-a știut, băiatul meu. Am dat taunt. Îi dau astuia un emote, dar nu o să-l pic. Se pare că sunt 1v1 cu el. Da, am rămas 1v1. Ați văzut ce meci calm, liniștit, dacă nu m-am grăbit eu ca să mă duc la bătaie cu toți jucătorii ăia de 2,50 lei. Ce emote, bro! Ăsta a fost episodul nostru. Trebuie să devenim jucători de bloc, deși pe controller, neapărat, pentru că se pare că jucăm mult prea bine. În fine, cam asta a fost, sper că v-a plăcut, un like și o abonare mă ajută foarte, foarte mult și nu uitați că astăzi la ora 17 o să fim live cu turneul, dar și eventul acesta o să mă mai joc și la Retro Rumble, că n-am de ales, mai sunt 17 ore. Cât avem? 2795 de puncte. Genial. Și 1655 e top 1%. Deci eu deja sunt aproape cu dublu. Nu chiar aproape dublu, dar înțelegeți voi. Un like și abonare mă aștept foarte, foarte mult și ne vedem astăzi pe live. Pa, pa! Subscribe.